Mihai, pe lângă activitatea de la cabinet de aici, din București, pasionat fiind de vânătoare și de brac, educație și cultură, nu putem să nu menționăm faptul că îți aparține acea ediție, acea carte pe care toată lumea, toți iubitorii de brac german o știu, însă acum vii cu o noutate pentru cei care dornici să aibă cumva un contact direct cu acea cunoaștere esențială despre câini și despre educația câinilor și, de ce nu, și a stăpânilor particulară unui club de brac german din Germania, cum ești tu ca membru, le deschizi poarta spre știință, spre cunoaștere, spre o mai bună înțelegere a câinelui și o mai bună înțelegere a lor cu prietenul patruped, cu câinele, fie el de vânătoare sau nu, printr-o inițiativă care îți aparține. Hai să vedem despre ce e vorba. Bună ziua, în primul rând. Datorită faptului că de peste 25 de ani sunt deja membru în clubul german de brac, pe scurt, din landul Rhineland, Renania, și datorită faptului că atâta vreme cât cineva este membru într-un astfel de club, are obligativitatea în permanență să prezinte câini, să participe, să învețe, evident, și să promoveze și cunoașterea să despre această promoveze, rasă. evident, m-am gândit că n-ar strica și în România să existe, cum am văzut în Germania, o școală de dresaj pentru câinii de vânătoare. Bun, eu într-adevăr sunt crescător de doici curți, am de brac german pe scurt, dar mi-au trecut pe mână câini din majoritatea raselor de câini de aret. Bineînțeles, eu am început cu pointer, să zic așa, iar bracul a venit imediat. Nu că nu mi-ar plăcea pointerul, dar firea mea, temperamentul meu, sunt mult mai adaptate rasei și sfătuiesc pe oricine care își dorește un câine de aret, să vâneze cu un câine de aret, să se gândească foarte bine dacă alegerea este doar pe considerente estetice, e bine să mai gândească o dată, mă refer, alegerea rasei este doar pe considerente estetice, să se mai gândească o dată și să-și ia în calcul și felul lui de a fi și să încerce să găsească o rasă care îi se potrivește. Cum spuneam, vreau să deschid școala de dresaj pentru câini, în special de aret, pentru câini de vânătoare. Mă voi adresa, bineînțeles, în primul rând grupei de câini de aret continentali. Pot, evident, să ajut și pe cei care au câini de aret insulari, recte, pointer și cele trei rase de setă. Mă gândesc să ajut și pe cei care își doresc un scotocitor. Dresajul pentru scotocitori este un pic diferit, dar nu foarte mult. Și, bineînțeles, pentru cei care doresc un retriever, deci câini din rasele de retriever, unde există o disciplină foarte clară, unde există un antrenament pentru aport foarte clar, pentru că, de fapt, acesta este scopul lor. Mă interesează, în primul și în primul rând, oamenii să-și înțeleagă câinii. Pentru că, în toată această perioadă, ce am remarcat este că oamenii nu-și înțeleg câinii și, de multe ori, câinii nu-și înțeleg stăpânii, automat vina fiind a stăpânilor. Cel mai important într-o relație, în momentul
momentul în care vorbim de un câine de vânătoare și nu numai, chiar și dacă vorbim de un câine de companie, este ambele părți să se înțeleagă, să se armonizeze. E, aici aș vrea eu să insist în activitatea care urmează să o desfășor și practic să pun bazele unei școli în care oamenii să vină, în care să avem discuții, în care să le arăt ce atitudine trebuie să aibă funcție, evident, de caracterul cățelului pe care ei îl au și să încerc să netezesc asperitățile relației, dacă bineînțeles există astfel de asperități, într-un sens pozitiv și într-un sens de armonie între cei doi. Cu alte cuvinte, nu va fi o școală de dresaj exclusiv pentru câine, în sensul clasic al accepțiunii termenului, în care un posesor, un proprietar vine, își lasă câinele și îl ia peste o anumită perioadă de timp, gata, a învățat și cumva așteptându-se la el să fie brici, ci pur și simplu se va lucra cu acest cuplu, proprietar, câine. Sigur, din experiențele pe care le-am avut, pentru că ani în urmă și eu mi-am trimis câinii la dresori în Germania, din experiențele pe care le-am avut, aș putea spune că cine dorește să lase un câine la dresor și să ia un câine gata făcut, riscă anumite lucruri, și anume, în primul și în primul rând, foarte mulți își imaginează că un câine care a ajuns la un dresor, în momentul în care îl vor lua acasă, gata dresat, câinele ăla este o mașină ca dintr-un showroom, care îi dai cheie și mașina pleacă. E complet greșit. Dacă tu, ca și proprietar, nu te pricepi, dacă tu nu înțelegi exact ce ai de făcut când iei câinele de la dresaj, relația ta cu câinele va fi compromisă definitiv. Câinele este învățat de către dresor într-un anume fel. Chiar dacă dresorul îți explică niște lucruri pe care tu trebuie să le faci și pe care sunt convins că fiecare dresor le explică la sfârșit, cu siguranță că dacă lipsește zona de experiență și tu nu știi exact să interpretezi semnele pe care câinele le dă, relația se va compromite pentru că tu nu știi pașii pe care dresorul respectiv i-a urmat în tot procesul de învățare. Eu am pățit treaba asta ani în urmă și mi-am imaginat, într-adevăr, cățeaua respectivă ajunsese la cel mai înalt nivel posibil, Dr. Kleman, chiar și mai mult de atât, laudă multe cățeaua, într-adevăr, cu dresorul respectiv, și anume regretatul Klaus Bommers, funcționa impecabil. Numai că eu am avut surpriza când am luat-o în țară și m-am dus cu ea la vânătoare. După ce un fazan a căzut peste un fier de apă, cățeaua s-a dus, l-a luat, a venit, s-a oprit în buza apei, s-a uitat la mine și s-a apucat să mănânce, bine mersi, fazanul respectiv, tot într-o desconsiderare totală a mea. De ce? Pentru că eu nu urmasem pașii pe care orice proprietar de câine, după ce câinele este la dresor, trebuie să urmeze. Am înțeles acest lucru, am făcut o tabula rasa, am început să învăț, am aplicat toate cunoștințele apoi pe care le aveam înspre a repara acea greșeală și am vânat o viață cu Ania Fumbacta, unul din câini de poveste care am avut șansa să iau. Dar, repet, această greșeală pe care eu am făcut-o și pe care
având o bază, această greșeală eu am văzut-o zilnic făcându-se în România, pentru că există oameni care își dau câinii la dresor. Câinii sosesc în țară și în câteva luni de zile se strică, iar relația este complet compromisă. Cu alte cuvinte, vom avea în România, iată, cu această ocazie și o școală unicat cumva, în care proprietarul va veni împreună cu câinele și nu va putea decât să-și consolideze atât din perspectiva lucrului cu câinele, cât și din perspectiva relației cu câinele, ceea ce acel câine, dacă a fost la un dresaj intens, știe. Însă, pe de altă parte, cred că e foarte important ca cei care te privesc la acest moment să înțeleagă și cam care ar fi etapele pentru o astfel de consolidare a relației cu câinele lor. În primul rând, am avut tot felul de experiențe. Am avut câini care au fost la dresaj, pe care proprietarii au luat și care în câteva luni relația s-a degradat. Chiar a fost un caz în care relația a fost degradată într-atât încât începuse să-și muște stăpân. Am avut câini care au fost la dresaj și care cu proprietarul comenzile la început, în inerția dresajului primit în Germania, de exemplu, sau la alți dresori. Câinele a ascultat, dar câinele văzând că anumiți pași nu sunt respectați, a început să uite complet și să își aroge știința totală, să vâneze pentru el. Oamenii au trebuit să apeleze la celebra zgardă electronică, care am tot explicat, este doar o sculă care se folosește punctual de câteva ori și atâta tot. Am avut tot felul de experiențe. Ideea mea este în felul următor. Dresajul unui câine, și aici dacă vorbim de câini de aret, și insular și continental, și nu numai, și de labrador și de scotocitor, dresajul începe încă de la 3 luni. Este un predresaj, este practic un prim moment al stabilirii unor relații. Este parcurgerea primei perioade de frică, lucru pe care eu am mai amintit-o și pe care, din ce am remarcat în România, nimeni sau foarte puțin o cunosc și este extrem de importantă, pentru că în acea perioadă, practic, câinele începe să-și creeze, să-și creioneze caracterul viitor. Lucrurile astea trebuie să făcute pas cu pas. Ideea mea este să lucrez cu câinele de față cu proprietarul, explicându-i de ce fac ceea ce fac. Iar în secunda în care câinele a învățat, a asimilat ceea ce l-am învățat, ideea mea este proprietarul de față cu mine să lucreze cu câinele. Pentru a corecta greșelile lui. Inclusiv, dacă este evident, greșelile va face, dar cu mine de față va înțelege unde greșește. Iar toate etapele de dresaj vor fi făcute în acest fel. Eu lucrez de față cu proprietarul, îi explic de ce. Pentru că fiecare câine e diferit și trebuie adaptat, tot dresajul trebuie adaptat vis-a-vis de caracterul și temperamentul fiecăruia în parte. Neexistând o metodă standard universală. Există linii generale care se adaptează, evident. După care, tot dresajul care urmează, pas cu pas, de la începuturi, de la 3 luni, 3 luni jumătate, de exemplu, socializare, stimulare pozitivă, toate aceste lucruri, proprietarul, după ce eu le-am imprimat câinelui, proprietarul începe și el și lucrează pas cu pas împreună cu mine. Pentru nivel mai avansat, mă refer chetă, mă refer down la fluier, mă refer lucru la baltă, lucru la pădure, aceeași rețetă este. Pentru că proprietarul trebuie să înțeleagă cu ce fel de câine are de-a face.
trebuie să-și înțeleagă câinele și trebuie să înțeleagă punctele forte și punctele mai puțin forte. Și viitorul relației de aceste lucruri practic ține, pentru că dacă proprietarul își imaginează, gata, e dresat, eu trebuie doar să-l folosesc și atât, se înșală. Sunt bani cheltuiți, timp cheltuiți și o relație cu succes garantat de distrugerea a relației om-câine. Plus că tot suntem acum pe 8 martie, e ca la o relație în cuplu sau o relație cu mama, cu sora, trebuie ca în fiecare zi a anului să ne gândim și să-i aducem o floare. Evident. Nu doar într-o zi a anului, la fel și cu un câine. Evident că atunci când ești proprietar de câine, ai responsabilitatea să comunici cu câinele și să lucrezi cu el în mod deliberat zilnic și să ai o relație continuă cu acesta, nu doar ocazional atunci când vrei să mergi la vânătoare, spre exemplu, sau când vrei să faci o demonstrație. Evident, în același timp îmi doresc să le arăt oamenilor că de fapt lucrul cu câinele nu e o chestiune foarte complicată. Este o chestiune, dacă înțelegi cum câinele funcționează, este o chestiune pe care oamenii ar trebui să o facă de plăcere. Nu este o corvoadă, nu este nimic extraordinar și nimic stresant, dimpotrivă. Este o activitate pe care eu am văzut-o, cel puțin în Germania, unde ani de zile am mers. Există cluburi, există baze în care oamenii se întâlnesc și lucrează împreună. Își petrec un timp de calitate alături de câine și, bineînțeles, se creează și o socializare într-o pasiune, ca să spunem așa, benefică tuturor. Câinele nu este o mașină, subliniez încă o dată. Dresajul și succesul dresajului este ca omul să înțeleagă cu cine are de-a face, iar câinele să înțeleagă foarte clar că omul respectiv este prieten și ghid totodată. Dacă nu se întâmplă aceste lucruri, succesul, din păcate, va avea de suferit. Mihai, mulțumesc mult de tot pentru contribuția pe care o aduci zi de zi pasionaților de câini, pasionaților de lucru cu câinii, pasionaților de kinologie. Permanent vom fi împreună pentru a promova cultura kinologică și educația în acest domeniu, pentru că, până la urmă, ține de fibra unei națiuni și de modul în care noi putem progresa în cultura vânătorească în general și, de ce nu, și ca societate în sine, raportându-ne la acești prieteni necuvântători care ne sunt câinii. Îți mulțumesc, vă aștept pe viitor. Oricine are curiozități și își dorește chiar și simple discuții, sunt perfect deschis. Foarte mulți din dumneavoastră, din toată țara, știu foarte bine că am răspuns întotdeauna tuturor întrebărilor. Deci, să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun și să dea Dumnezeu ca și la noi această minunată ramură a kinologiei, și anume kinologia de vânătoare, să înceapă să funcționeze, ca să-i spunem așa, într-o structură normală și într-o paradigmă normală.